Primăvara se numără mieluții. În raionul Sângerei, în gospodăria familiei Covalciuc, au apărut cei mai frumoși mieluți, cu cercei și blăniță de o culoare rară. Mieluțul ăsta e născut de 4 zile, e băițel. Noi pentru culoarea asta și pentru tot și întrânsul am lucrat ani de zile, nu-i dintr-un an, doi, faci tot chestia asta. Uitați-o la urechi, la cercei, la chele, coadă, aici e tot și este. Și lucrăm, te strec la asafi, la friză, la tot, este lapte, este, dar noi lucrăm și pe și pentru plăcere, nu numai pentru aviere. Mielul să crească mai departe pentru mulțirea semințe, da. De obicei, pentru creștere sunt lăsate mieluțele. Cum e rânduiala? De început a fata la 1 martie, că am vrut cadouri pe la 8 martie și la fumei. Și am ieșit cu la 8 martie cu vreo câțiva cârlănași la astea. Și care-s băiței, mai tăiem, îi dăm la prieteni. Fetițele le lăsăm la creștere, că am comandă la creștere de fetițe. Dacă toamna e hrănită ghinioaia și e în formă bună, majoritatea, 80-85-90% are câte 2. Rar tare care câte 1, dar care sunt mai tineri, care este câte 1, dar așa majoritatea câte 2. Înainte avem interesul să facem pentru chelișele, că costau o chelișică, au fost și la 380, 360, 300, buharele astea deschise. Nu-ți faci culorile astea dintr-un an, doi. E ani de zile am lucrat. Un mieluț pentru vânzare crește timp de aproximativ 2 săptămâni și poate ajunge până la 7 kg. La carne îi lăsăm mai mari, 7 kg depinde de sedi. Și mulți vreau să iei un cârlan, dar zice, de toate zile, nu deși de 3 kg, 3 kg jumătate, am când e la 6, la 6, la 7. Și în timp de o săptămână, o săptămână jumătate, se ridică la 6, la 6 și ceva. Familia Covalciuc crește oi de mai bine de 30 de ani.